cea de-a doua mașină, domnul delegat. Cum se vede, porumbeii nu prea servesc apă, tot parcursul drumului a plouat, timp urât, când plouă, când este soarele. Cea de-a doua adăpare. Este ora 3:40. Prima mașină a fost adăpată. Foarte puțin porumbei pe bursă. Ne aflăm la Albești, la Valea Călugărească, aproape de Mizil. Domnul delegat dă apă la porumbei. Oprit aici pentru că avem o sursă de apă. La un prieten de la Ploiești, tot transportator. Vadă prietenul meu de la curtea de Argeș, Gustică, să dă-și pătus apă și mâncare. Acolo la Valea Călugărească, județul Prahova. Am oprit să adăpăm porumbei. Este ora 3:30, iau un cadru cu ora. Dă-mi un telefon pe asta. Dă-mi telefon. Dar nu se vede. Cât aș vrea să vadă, nu se vede. Nu se vede, mă, că bate soare. A, că vede lumea pe GPS la ce oră ai fost oprit. Când îi pui stop, te pui doar stop, că să luăm și un cadru cu cealaltă. Trei jumătate, gata, am văzut.